Bun găsit, dragi copii! Eu sunt Eli, iar el este Matei. El are de realizat, la ora de limba română, un scurt text despre ce îi place cel mai mult la școală. Și se gândește, oare este momentul să fiu sincer? Deoarece mie cel mai mult îmi place... Ați ghicit, bineînțeles, pauza. Așadar, s-a hotărât. Va scrie un text, alcătuit din propoziții legate prin înțeles, despre recreație. Iată textul lui Matei. Opriți filmarea și citiți cu atenție acest text. Cum ar arăta oare textul lui Matei în imagini? Iată curtea școlii în care sunt copiii cei veseli, apare și băiatul cu șapcă albastră, fetițele care sar coarda, castanele pe care le caută în buzunar sau buzunare, băiatul cel blond. După cum observați, în textul lui Matei, unele cuvinte au fost scrise cu culoarea roșie. Să le citim. Copii, copil, fetițe, o fetiță, un buzunar, buzunare. Oare despre ce vom discuta în exercițiile următoare? Dacă la întrebarea de dinainte ai răspuns numărul substantivului, să știi că ai dreptate și merit aplauzele mele. Yes! Să ne amintim că în textul lui Matei, unele substantive erau scrise cu culoarea roșie. Eu le-am reordonat astfel. Un copil, doi copii, o fetiță, două fetițe, un buzunar, două buzunare. Dar în texte le putem întâlni și doar sub forma copil, copii, fetiță, fetițe, buzunar, buzunare. Așadar, substantivele scrise pe primul rând, copil, fetiță, buzunar, ce denumesc? Cu siguranță că ai răspuns, denumesc o singură ființă, un singur lucru. Substantivele de pe rândul al doilea, copii, fetițe, buzunare, ce denumesc? Ai dreptate, ele denumesc mai multe ființe, mai multe lucruri. Substantivul are două numere. Numărul singular, când denumește o singură ființă sau un lucru, și numărul plural, când denumește mai multe ființe sau mai multe lucruri. Ne întoarcem la textul lui Matei pentru a rezolva exercițiul Bătălia creioanelor. Participă creionul albastru, creionul verde și creionul grafic. Acesta din urmă vă invită să transcrieți corect textul lui Matei. Creionul albastru vă cere să încercuiți cu ajutorul lui toate substantivele la numărul singular, iar creionul verde vă invită să identificați substantivele la numărul plural și să le încercuiți cu ajutorul culorii sale. Așadar, opriți filmarea, rezolvați în mod independent și apoi verificați-vă. Să ne verificăm! Cu siguranță ați rezolvat corect. Așadar, meritați un alt joc prin care să arătați că ați înțeles textul alcătuit de Matei. Jocul se numește Aruncă mingea. Aveți nevoie de o minge de pluș. Cel care are mingea adresează o întrebare referitoare la textul citit, iar cel care prinde mingea va răspunde în propoziții la întrebarea formulată. Așadar, pregătiți mâinile pentru că arunc mingea cu întrebarea: cine stăteau pe băncile din curte? Cu siguranță ați răspuns: cei mai liniștiți elevi stăteau pe băncile din curte. În jocul aruncă mingea, puteți formula întrebări variate cu ajutorul steluței curioase.
Folosiți-vă de întrebările de pe colțurile steluței pentru a formula întrebări referitoare la textul citit. Pe curând!